Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, în continuare, în lecția aceasta și în cele ce o vor urma, vom încerca prin lumina ce Domnul ne va da, prin ajutorul lui Dumnezeu, deci pentru aceasta trebuie să ne rugăm, să îl înțelegem mai bine pe Dumnezeu. Să-i putem privi mai îndeaproape ființa și să-i putem citi mai bine intențiile. Vom vorbi despre cunoașterea lui Dumnezeu și în această primă lecție despre necesitatea cunoașterii lui Dumnezeu. Nu știu exact cât de mult preț are lucrarea aceasta în mintea fiecăruia, dar noi ca oameni, ca ființe gânditoare, de altfel singura ființă gânditoare care poate să crească în cunoștință, dar care poate și să devolueze, avem posibilitatea să-L cunoaștem pe Dumnezeu și de altfel în mintea fiecărui om există ideea de Dumnezeu, noțiunea de divinitate, de absolut. Amintiți-vă de Apostolul Pavel care s-a dus în Atena și înconjurat de filozofii vremii, a încercat să expună câteva noțiuni despre Dumnezeu. Parte din ele au putut fi pricepute, dar când a intrat, a vorbit despre Domnul Iisus Hristos, despre lucrarea mântuirii, nu au mai putut înțelege, nu au mai crezut. De altfel, vreau să înțelegem că noi ca și credincioși, evident că nu punem la îndoială existența lui Dumnezeu, dar ființa Lui și lucrările Lui nasc în fiecare dintre noi atunci când se gândește foarte multe întrebări. Felul în care putem să ne apropiem de El, să-L cunoaștem, să ne vorbească, este un domeniu foarte vast care merită atenția noastră. Vă citesc din Proverbe 30 să vedeți ce zice autorul acestui capitol, Agur. Citim de la versetul 2 la versetul 6. Negreșit sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunoștința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Câți din cei din vremea lui știau cum cheamă pe fiul lui Dumnezeu? Știau ce are Dumnezeu în plan? Dar câți și-au dat seama de limita cunoașterii lor și-au avut dorința să cunoască mai mult. Acest om și-a pus niște întrebări care cred că l-au lăsat în meditație. Și să știți că Dumnezeu este doritor să se lase căutat și găsit. Și este trist, aș spune, când oamenii se mulțumesc cu cât știu, cu felul care și-l imaginează pe Dumnezeu și rămân la atâta. Despre Iov, sigur, v-ați gândit în diverse ipostaze, poate mai mult sub dilema încercării lui, dar dacă veți citi cu atenție luările de cuvânt ale acestuia și ale celorlalți, dar ale lor au fost corectate de Dumnezeu, însă a lui, veți vedea ce cunoaștere profundă despre Dumnezeu avea el. Nu degeaba a ajuns să slujească lui Dumnezeu într-un mod atât de deosebit, pentru că îl cunoștea, îl atrăgea ființa lui Dumnezeu. Dar știți ce a spus el la finalul cărții și al experienței sale speciale?
Iov 42. Scrie aici de la versetul 1. Iov a luat răspunsul, a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cum este cuvântul lui Dumnezeu? Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Și iarăși ia Iov cuvântul. Da, am vorbit fără să le înțeleg. De minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Cred că ar trebui să-i cerem iertare lui Dumnezeu că uneori am crezut că noi știm cum vrea Dumnezeu, știm ce are El de zis, de făcut și în urmă ne-am dat seama că nu e așa, că Dumnezeu n-a lucrat cum am știut noi, că altele au fost gândurile Lui. Și Iov continuă după ce Dumnezeu îi spune: ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Și iată ce zice Iov în final: urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Deci vreau să intrăm în lecțiile acestea la gândul că nu-L cunoaștem suficient pe Dumnezeu. Vom vedea asta din Scripturi. Și totodată în ideea că apropierea noastră de El ne va aduce un nou grad în sfințenie, o nouă măsură în pocăință. E necesară? Haideți să observăm într-un prim capitol, din două pentru această seară, căci cunoașterea lui Dumnezeu este o condiție a existenței noastre spirituale. Omul fără cunoaștere de Dumnezeu, fără o cunoaștere reală, omul din lume, nici nu are o existență spirituală veșnică, cum ne dorim noi, o relație cu Dumnezeu, pentru că nu-L cunoaște. E drept că toate popoarele au noțiunea de Dumnezeu, de închinare, dar teoriile lor sunt eronate în cea mai mare parte. Trist este că și creștinismul a fost influențat și există cunoașteri false despre Dumnezeu. Cineva spunea că reforma intervine atunci când Dumnezeu este prea sătul, a îndurat prea mult de imaginile false în care este descris și se descoperă ca să-L vadă oamenii cum este, cum gândește, ce are de plan să facă. Să privim la o situație din Vechiul Testament, cartea a doua a împăraților. Și doar pentru o privire succintă mă opresc în capitolul 23. Și vă amintesc o dată că în capitolul anterior, 22, găsiseră în templul Domnului, și aceștia erau iudei, care aveau legământ cu Dumnezeu, Cartea Legii. Și în capitolul 23 apare un titlu: nimicirea închinării la idoli. Împăratul Iosia a strâns la el pe toți bătrânii lui Iuda și Ierusalimului. Apoi s-a suit în casa Domnului cu toți aceștia, au citit. Și când au aflat ce scrie, au trecut la o reformă profundă descrisă aici. Și apoi pe pagina din dreapta scrie de la versetul 25: înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul, din toată puterea lui. Întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el n-a fost niciunul ca el. Pentru că el l-a căutat pe Dumnezeu și a dat seama că Dumnezeu este altfel decât felul în care el fusese educat și a trecut la această reformă fără precedent și care nu s-a constituit într-un precedent. Și relația lui cu Dumnezeu și starea spirituală a națiunii s-a schimbat în mod fundamental. Dar
Tot despre un proroc din vremea sa și cea care a urmat după moartea sa, despre Ieremia, vă citesc din capitolul 19 al cărții sale. Unde el zice, vorbind din partea lui Dumnezeu. Versetul 4. Pentru că m-au părăsit, au spurcat locul acesta, au adus în el tămâi altor Dumnezei pe care nu-i cunoșteau nici ei, nici părinții lor, nici împărații lui Iuda și au umplut locul acesta cu sânge nevinovat. Iată cum necunoașterea s-a instalat și au introdus lucruri a căror realitate și origine nu cunoșteau și lucrurile s-au stricat într-un mod foarte agravant. De asemenea, mă opresc în Evanghelia după Ioan la capitolul 4 pentru a ne aminti de discuția dintre Domnul și femeia de la fântână. Domnul era iudeu, ea samariteancă. Și imaginați-vă o discuție în vremea noastră între un penticostal și un ortodox sau un, așa zis, martor al lui Jehova sau altă confesiune. Fiecare crede că îl cunoaște pe Dumnezeu și care imaginea lui cea mai bună. Și femeia aceasta, cu îndrăzneală, după ce Domnul i-a permis să dialogueze cu el, a zis, așa cum citim de la versetul 20, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Și voi ziceți că Ierusalim este locul unde trebuie să închine oameni. Iată contradicția. Femeia, zice Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Dar se închinau, dar nu cunoșteau. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Mântuirea vine de la iudei. Mare lucru. Să te închini potrivit cu ceea ce cunoști. Să știi ceea ce trebuie să faci. La fel spune Apostolul Pavel și scrie în Galateni capitolul 4, versetul 9 și 10, despre vremea când înainte de pocăință unii nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și au ajuns să se întâlnească cu el și apoi să știe cine este Dumnezeu. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Ciudat! Mi-a fost dat să văd în viață un credincios din biserica noastră, nu de aici, care se ruga foarte mult și știau toți că se roagă. Foarte mult se ruga. Și l-am surprins într-o dimineață, că în timp ce se ruga, își făcea cruce exact ca ortodoxi. Nimeni nu ar fi bănuit. Oare ce era în mintea lui? În biserică nu-și făcea. Socotesc eu după logică umană că avea el o idee pe care orică era teamă să o prezinte în biserică, orică nu era bine conturată în mintea lui, dar el socotea că așa este mai bine, că doar nu o făcea în mod involuntar, ca și cum te-ai scărpina în cap și de fapt tu discuți cu cineva și nu neapărat ai comandat mișcarea aceasta. Deci, trebuie să reținem că este necesar să ajungem să slujim unui Dumnezeu căruia cunoaștem cum trebuie să-i slujim. E drept că scrie în Biblie că noi nu știm cum trebuie să ne rugăm? Cui vorbea Apostolul Pavel așa? Credincioșilor. De ce? Din lipsă de cunoaștere. Problema este atât de importantă, întrucât omul trăiește cum gândește, cu sau fără o cunoaștere reală a lui Dumnezeu. Nu poți să fii altfel decât ceea ce gândești, felul în care cunoști. De exemplu, dacă cineva
crede că nu este o problemă să bea, numai să nu se îmbete tare. El, chiar dacă nu va bea în mod public, pentru că este altă atitudine în biserică, el în particular va bea. Pentru că el crede că așa ceva este bine sau că este permis. Sau dacă este un om care nu crede că trebuie să postești, spunând, nu scrie nicăieri în Biblie, poruncă să postești. El se va relaționa lui Dumnezeu cu rugăciune, poate cu dărnicie, dar fără post. Nu are înțelegerea aceasta. Dar pot să fie și alte lucruri mai grave decât atât. Necunoscând sfințenia lui Dumnezeu, un om poate trăi în păcate grave, imorale. Există tendințe îmbrăcate într-o altă formă, până într-acolo încât alunecăm spre idolatria grecească, care permitea stări morale, spunând că și zeii au slăbiciunile lor, să citim din cartea Osea, mai multe versete, din capitolul 4 și 6, pentru a vedea că Dumnezeu considera starea lor păcătoasă legată de lipsa lor de cunoaștere. Osea 4, citim de la versetul 1. Ascultați cuvântul Domnului copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Dar ce are îndurarea cu cunoștință? Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și prea curvește, năpăstuiește și face omor după omor. Versul 6. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Și apoi, iată ce scrie în capitolul 6. Cunoștința are de-a face cu întoarcerea noastră la Dumnezeu, exact ce am spus până acum. Întărim ideea. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viață în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, acesta e strigătul studiului ce urmează. Să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Un semn al exclamării. Căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Să dea Domnul ca acest studiu de cunoaștere a lui Dumnezeu să ne apropie de El. Să vină cu un duc de pocăință. Să putem să compunem în urmă psalm ca cel cu numărul 45, apreciind persoana lui Dumnezeu, observându-i atributele pentru a-L înțelege mai bine, pentru a-I sluji într-un mod mai plăcut. Aș spune că cunoașterea lui Dumnezeu este harul vieții spirituale. Dacă nu ni s-ar fi făcut Dumnezeu de cunoscut, eram pierduți. Există o cunoaștere suficientă a mântuirii. Când un om se botează, de aceea facem evangelizare, de aceea se face cateheză. Este stadiul de copil. Fără aceasta nu este posibilă mântuirea. Să citim din 2 Corinteni capitolul 3. Rămânem în această epistolă pentru mai multe versete, de la capitolul 3 până la 5. Mai întâi 3 cu versetul 14. Aici se vorbește despre evrei care nu înțelegeau lucrarea mesianică. Rămânseseră după sistemul Vechiului Testament. Nu cunoșteau. Dar ei au rămas greoi la minte. Căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această mâhramă rămâne neridicată, fiindcă mâhrama este dată la o parte în Hristos. Și acum de la capitolul 4, începând cu versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Deci cine nu vede, se pierde.
a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Și nouă, ca și credincioși, ne pare, când privim la unul care nu poate să înțeleagă, vine la evangelizare, se predică, considerăm noi într-un mod explicit și nu înțelege. Da, nu cunoaște. Și pleacă înapoi, ca și cum nu s-a vorbit pe limba lui, ca și cum ar fi fost surd sau lipsit de rațiune. Nu are cunoașterea minimă a crezului, a înțelegerii Evangheliei. Versetul 6, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, acesta e rolul cunoașterii, să ne deschidă ochii, să pricepem lucrurile. Ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Și tot de aici, în capitolul 5, de la versetul 16, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Vin sărbătorile acestea. Ce știu oamenii despre Domnul Hristos? Fac referire la El. Îl cunosc? Cum să-L cunoască când ei trăiesc în păcate și El a murit pentru păcate? Este o cunoaștere în felul lumii, de factură tradițională, pur istorică, fără niciun conținut. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cred că nu este nimeni aici în biserică care să se fi predat Domnului, să fi fost botezat și să nu aibă o cunoaștere suficientă. Numai că mi-a fost dat să văd cum o beată femeie venită din Biserica Ortodoxă, am fost de față, nu spun lucrul la mâna a doua, pentru dovedirea acestui adevăr, a fost botezată, dar ea n-a fost învățată, ea nu cunoștea. Și, deși era sinceră, după botez s-a pus să se roage și a zis, o, ajută-mă, Maică Preaceste, să pot ține legământul ăsta. Rugăciune din lipsă de cunoaștere. Ea nu știa, pentru că nu fusese învățat. O astfel de persoană, cum se va ruga după aceea? Ce educație minimă spirituală are? Uneori se face referire că apostolii botezau atunci când îi evangelizau, da, dar stătea acolo apostolul zile în șir, săptămâni la rând și predica câteva ore într-o zi și învăța, spune Scriptura, cu deamănuntul. Așa încât oamenii aceia, când primeau Evanghelia, aveau deja un minim necesar de cunoștințe. Dar gândiți-vă că în vremea aceea nu existau decât cărți așa scrise în formă antică, rudimentară, foarte puține, dar în vremea noastră, când toată lumea știe să scrie, să citească, cu cât mai mult este necesară o cunoaștere a adevărurilor sfinte. Pentru că există o paletă atât de bogată, în sensul că sunt multe, nu că sunt valoroase, de idei, de curente. Și dacă nu știe un pentecostal, de exemplu, ce crede, poate fi dus în eroare. Se botează cineva, pleacă din țară, ajunge acolo într-o altă mișcare religioasă, fie ea creștină, și va practica cu totul și cu totul altfel lucrurile. Am avut noi cazuri când au plecat de aici tineri și s-au căsătorit cu alții dintre brahamiști sau dintre alte și alte denominații, să nu le amintesc pe toate. De aceea spune scriitorul în Evrei, capitolul 6, punctând prima etapă a cunoașterii, de la versetul 1, de aceea să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos
și să mergem spre cele desăvârșite fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și adevărurile începătoare, în mod special cele despre Dumnezeu, dar în general despre pocăință. După această etapă este o alta care ține toată viața, de fapt este un proces care e necesar pentru dezvoltarea, maturizarea noastră. Dragii mei, noi trebuie să intrăm cu Dumnezeu într-o relație de iubire, în meditație, în aprofundare, în studierea Scripturilor. Un exemplu. Un băiat se căsătorește cu o fată. Le face cineva cunoștință. Poate a avut câteva date de referință. Că fata știe o câtă școală are, i-a spus dinainte că e frumoasă, uite că băiatul este harnic sau că are ceva, ei spun cum se cheamă, fiecare se prezintă și se pot căsători. Asta înseamnă că se cunosc? Ei, câte dedesubturi și câte are viața și fiecare individ, relația noastră cu Dumnezeu, a umblat cu Dumnezeu o viață. Nu înseamnă numai să știi că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi și că vine a doua oară. Asta nu e umblare cu Dumnezeu. Iubirea dintre noi și El, care a fost mai întâi între El și noi, necesită dezvoltarea relațiilor, o cunoaștere profundă. Sau cum doi soți repetă aceleași expresii o viață întreagă? Îți spun bună dimineața, poftă bună și apoi bună seara? Nu, discută foarte multe lucruri. Fac planuri împreună. Cum aș putea eu să-mi cunosc soția sau ea să mă cunoască pe mine dacă nu mă ascultă vorbind? Dacă nu ne întrebă unul pe altul și dialogăm? De aceea studierea Scripturilor, procesul rugăciunii, meditația, dezvoltă în mintea noastră și în întreaga noastră viață cunoașterea lui Dumnezeu. Nu degeaba spune Scriptura despre unii din poporul sfânt? Nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că n-au ideea de Dumnezeu? Că nu sunt botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh? Că nu cunosc felul în care gândește Dumnezeu, ce vrea El? Ei trăiesc așa străini. În mod special, Psalmul 119 este o contemplație a valorilor ascunse ale Cuvântului Lui Dumnezeu, prin care poate fi conturat portretul Lui Dumnezeu, manierele sale, gândirea sa, voia sa. Am selectat doar câteva versete din Psalmul 119. Gândiți-vă numai asta dacă le-am împlinit. 119 la versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Și aș întreba, câți tineri curați avem în gândire și în faptă? Îndreptându-se după cuvântul tău, te caut din toată inima mea. Ce înseamnă asta? Nu mă lăsa să mă abate la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Acest strâng este o acumulare de o viață. Să citești zilnic, să meditezi. Tot de aici adaug versetul 15. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Luați câte un cuvânt al lui Dumnezeu, câte un principiu și gândiți-vă. De ce a zis Dumnezeu așa? De ce îi place așa? Ce a vrut să spună cu asta? Versetul 18. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Vă plictisește Scriptura? Dacă nu apuci să vezi frumusețile ei, normal că te plictisește. Aceeași pildă care ai mai auzit-o, aceeași întâmplare, narațiune, dar acolo sunt ascunse comori. Și tot de aici, versetele 97, cât de mult iubesc legea ta? Toată ziua mă gândesc la ea.
Hai, fiți sinceri și răspundeți-vă. Astăzi, la ce parte din Scriptură v-ați gândit? 99. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. De fapt, când mă gândesc, de exemplu, la ce mi-a spus soția, eu mă gândesc strict la cuvintele ei sau mă gândesc că acele cuvinte au izvorât din mintea ei și ea are o dorință legată de acele cuvinte? Și tot de aici, versetul 225. Eu sunt robul tău, dă-mi pricepere ca să cunosc învățăturile tale. Amin? De exemplu, în domeniul nașterii copiilor. Pentru unii, versetele scrise în Biblie sunt suficiente ca să lase un curs natural al nașterilor. Pentru alții, nu sunt explicații destule. Nu sunt mențiuni concrete cum gândesc ei. Eu cred că un familist care își pune problema, că nu este ușor să ai o familie mare, trebuie să intre în meditație profundă și să gândească, Doamne, de fapt, cum vrei Tu să evoluezi viața noastră de familie? De ce ai zis așa? De ce ai făcut așa? Ce ai avut în plan? Așa îți place ție ca soția mea să nască tot mereu? Să avem peste 10 copii? Doamne, dacă așa vrei, de ce e așa? Deci să ne gândim, să nu ne lăsăm doar la simple explicații reci. Și unul să creadă, trebuie născuți copiii celălalt? Nu. Ai voie să planifici cum dorești. Și poate nici unul, nici altul n-a ajuns să-L citească pe Dumnezeu. De ce vrea Dumnezeu așa? Când ajungi să-L înțelegi, ți este suficient un cuvânt. Dar dacă nu-L înțelegi, poți să fie epistole bogate, eseuri întregi, că nu ai putut citi gândurile lui Dumnezeu. Nu l-ai putut înțelege de ce vrea așa. De exemplu, un alt domeniu, general. Toată Scriptura ne spune că Dumnezeu îngăduie suferințe peste copiii Săi. Să lăsăm numai când suntem în necaz, să ne gândim la Dumnezeu de ce dictează El suferințe pentru viața noastră. N-ar fi cazul să fim mai precoce și înainte, să încercăm să Îl întrebăm, să discutăm cu El. În ceea ce ne spune, Doamne, de ce acționezi așa? Asta e felul Tău de a fi. Trec în Luca 24 pentru a citi din cuvintele Domnului Iisus, care avea în față Scripturile, așa cum le avem noi la studiu, și ucenici. Știau și ei Biblia. Dar greu l-au înțeles pe Dumnezeu în felul în care a plănuit. Nu degeaba Petru spunea, să Te ferească Dumnezeu, Doamne. Dacă noi zicem să, sau el, dacă a zis să-L ferească Dumnezeu să nu treacă pe la cruce, înseamnă că a considerat că felul în care lucrează Dumnezeu nu e cel mai bun. Altfel trebuia făcut. Și scrie aici în Luca 24, de la versetul 25, atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbatniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus proroci. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri să intre în slava Sa. Și Petru ar fi putut să răspundă simplu, Doamne, după mine nu trebuia. Dar ce ai avut, Doamne, Tu în minte încât, așa cum scrie și Isaia 53, așa ai găsit Tu cu cale? Doar Dumnezeu e desăvârșit. Să ne explice și nouă. Și a început de la Moise și de la toți proroci și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El. Asta vrem să studiem în lecțiile ce urmează. Ce este în Scripturi cu privire la Dumnezeu, pentru a-L înțelege mai bine. Ascultați și versetul 32. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Când le vorbea despre Dumnezeu, li s-a încălzit inima. Oh, de ni s-ar încălzi și nouă. Și tot aici este scris în versetul 44 și 45, când s-a adresat celorlalți 11, iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise și în proroci și în psalmi. Le-a spus, dar n-au înțeles.
căci cunoașterea are și o latură experimentală și foarte vastă. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Sau, mai fac referire la Apocalipsă. Foarte important să-L cunoaștem pe Dumnezeu în felul în care va lucra. Lansez o simplă întrebare, cel puțin ca enunț simplu. Dacă forma actuală cu microcipul care se implantează la animale este forma care va fi aplicată și la om, ce înțelegere avem? O acceptăm sau nu acceptăm? Pentru că pe moment iar are nicio conotație spirituală. E doar de factură economică, comercială, socială, statistică. Nu degeaba spune Scriptura în Apocalipsa 13:18, aici este înțelepciunea. Să-L putem cunoaște pe Dumnezeu în lucrările sale. Dacă vom ajunge să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, ei, n-aș vrea să înțelegeți ca și cum acum vă introduc din nou în clasa 1 și mai facem altă școală, da de unde. Dar vorba înțeleptului, dă celui ce are și va avea mai mult. Dacă vom reuși să-L cunoaștem mai îndeaproape, efectele cunoașterii sunt binecuvântări. Ascultați numai cuvântul din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu ce și începe acest ucenic scrierea, o scriere teologică, am spune. Domnul Iisus venise la evrei și scrie el de la versetul 10, el era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei și ei nu l-au primit. Dacă nu l-au cunoscut, le-a ajutat la mântuire? Nu. De-abia dacă îl cunoșteau. Deci cunoașterea aduce mântuire, mai întâi și mai întâi. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, și credința este un mod de a cunoaște, le-a dat dreptul să facă copii al Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici de voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Deci de la ideea cunoașterii pleacă apostolul în prezentarea Evangheliei sale. L-am cunoscut. Ioan Botezătorul spunea, eu nu-L cunoșteam, dar mi s-a dat un semn și am înțeles, ăsta e Hristos. Și cum L-am cunoscut, am ajutat să-L botez, am spus și altora, iată-L. Fără cunoaștere nu există mântuire. Iată cum își începe cea de-a doua epistolă, Petru, ca unul care a avut și el harul să-L cunoască pe Domnul, punctând în mod repetat cunoașterea. 2 Petru, capitolul 1, pagina 1196, versetele 2 la 4. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Vrem har și pace? Ține de cunoaștere. Dumnezeiasca lui puter ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Știți când Domnul a predicat despre trupul și sângele său în Ioan 6? Și ucenicii au plecat, o parte mare din ei. Și cei despre ce? N-au plecat. De ce? A zis Petru, noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul. Și asta ne dă viață. Dar, așa cum am lansat deja ideea, noi nu trebuie să rămânem la o simplă cunoaștere. Dumnezeu vrea să ne echipeze și să fim implicați într-o părtășie cosmică și eternă cu Dumnezeu. Noi vom sluji. Imaginați-vă că ajungem în cer și nu avem cunoștințe despre Dumnezeu. Și când îl vedem cum se manifestă, ne mirăm de el. Nu știm cum să-i slujim nici acolo. De aici trebuie să învățăm. În Vechiul Testament scrie în Cartea 2, Împărați, capitolul 17, că împărații Asiriei au străbutat oameni din diverse locuri ale Imperiului în locul celor 10 seminții deportate. Și oamenii aceia nu știau să slujească Dumnezeului țării. Au venit niște lei care au omorât pe o parte din ei. Și au trimis pe preoți dintre evrei să învețe cum să slujească Dumnezeului țării. Noi urmează să mergem în cer, într-o țară cu Dumnezeu, și trebuie să învățăm să slujim acestui Dumnezeu. Iată ce scrie Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, despre starea de o mare în care vom putea să slujim lui Dumnezeu mult mai profund și mult mai bine.
Efeseni 4, citesc de la versetul 11, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii. Dragii mei, orice frate și orice soră se încadrează în expresia până vom ajunge toți ca să nu mai fim copii. Poți să faci treaba cu copii? Ceva ușor și îi scap la joacă. Dar cu oamenii mari, în funcție de calificare, poți să implici în diverse lucrări. Dumnezeu nu ne va duce în cer să ne jucăm pe marea de sticlă dinaintea tronului său. Ne vrea ca oameni maturi la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ce înseamnă plinătatea lui Hristos? Vă rog să vă amintiți de Domnul care explica ucenicilor și când le spunea câte un adevăr, rămâneau și ziceau, Doamne, ce ai vrut să spui? Și Domnul spunea, iar n-ați înțeles. Îi spune Nicodim în Ioan 3, dacă vă vorbesc despre lucruri despre pământ și nu credeți, da, dacă v-aș vorbi despre lucruri din cer. Adică vă spun lucruri începătoare și stați și vă gândiți și nu le țineți minte și nu le-ați înțeles rostul, da, dacă vom vorbi despre alte lucruri. Iată deci scopul nostru al pocăiților este comuniunea și slujirea împreună cu Dumnezeu, ceea ce ne cere să ne calificăm în cunoașterea Lui. Când ne va duce Dumnezeu în cer, înseamnă ceva mai complicat decât să te ducă cineva într-un laborator, între niște sisteme computerizate, și să spună, poftim, tu lucrezi pe aparatul acesta. Te uiți la el și nu știi de unde se pornește. Pentru că trebuie o calificare. Dar asta ne trebuie și în slujirea spirituală. De exemplu, să fiu practic, o cunoaștere a lui Dumnezeu profundă te face să știi cum să te raportezi la orice situație. Ajungi între niște oameni nepocăiți. Ce faci acolo? Nu te mai rogi? Că n-ai condițiile necesare? Vine o ispită puternică pe tine. Năvălește necazul în casa ta. Felul în care cunoști pe Dumnezeu te poate face să știi să te raportezi cu liniște, cu pace la toate acestea. Întreb eu și vă citesc apoi din Filipeni 3, câți dintre noi ne-am propus, fără studiu din această seară, să îl cunoască mai îndeaproape pe Dumnezeu? Ascultați ce și-a propus Apostolul Pavel. Și era Apostolul Pavel. Avea el studii de Vechiul Testament, cunoaștere, înțelepciune. Filipeni 3, de la versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-l cunosc pe el. Dar Pavel, tu l-ai văzut pe Domnul, ți-a vorbit, tu ai avut descoperiri. Ce să mai cunoști? Și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Ca să ajung cu orice echip, dacă voi putea, la învierea din morți. Un scop declarat și urmărit o viață întreagă, să-L cunosc pe El. Vă las cu libertate să înțelegeți ce credeți că a spus Pavel prin asta. Vreau să-L cunosc pe Domnul mai îndeaproape. Apoi, tot ca un efect al cunoașterii Lui, vom putea să informăm oameni din jurul nostru. Există o regulă a cunoașterii. Educația învățătorului este limita maximă a ucenicului. Nu poți să înveți pe alții mai mult decât știi tu. Și atunci dacă
Noi nu ne străduim să fim învățători care tind spre marele învățător, spre Domnul. Care va fi nivelul ucenicilor noștri? Care va fi nivelul de cunoaștere al generației următoare? Când Dumnezeu vrea ca pământul acesta să fie plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de ape care l-acoperă. Cu stropii mei de cunoaștere o să facă inundații pe pământ. Este scris în Psalmul 67, ca și o rugăciune ce se vrea a fi împlinită prin cunoaștere, de la versetul 1, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, adică să-L vedem mai bine, dragii mei, să ne se descoperă fața Lui Dumnezeu, să spunem, așa-i Dumnezeu, acesta El. Ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Ne bucurăm că mulți din biserică merg și vestesc pe Domnul. Dar oare predica lor este o prezentare frumoasă a Domnului Hristos? Dacă o soră așa dintre dumneavoastră este abordată într-o zi de vecina ei care îi spune, ia, arată-mi și mi-e, explică-mi, cum îl cunoști tu pe Dumnezeu? Uite, te aștept să mergi să-ți iei Biblia din casă și vreau să-mi explici. Cum ați avea o expunere așa frumoasă încât să zică vecina, extraordinar. Dar pocăita asta, zici că a văzut pe Dumnezeu, așa îl descrie. Și cu cât drag și cu ce detalii. Da? A spus Domnul Iisus și vă citesc din Luca 6 cu 40. El s-a adresat ucenicilor și să știți că a realizat mult din ucenicii săi, pentru că le-a vorbit despre Tatăl, s-a prezentat pe sine în imaginea Tatălui ca să-i facă să înțeleagă. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Cu alte cuvinte, vis-a-vis de studiul acesta ce-l facem aici, sau sâmbăta, studiul care îl fac învățătorii cu copiii, nu putem trece de nivelul învățătorilor noștri, dar măcar cât ei, asta se poate. Ucenicii au ajuns să facă lucrările pe care le făcea Domnul. Predicau, oamenii se pocăiau, minuni, lucrări. N-a putut să-i învețe toate deodată. Nici noi, niciunul nu le știm pe toate. Dar apoi le-a spus că vine Duhul Sfânt care o să-i învețe să continue lucrarea sa ca să le explice și să-i facă oameni maturi, buni pentru slujire. Nu doar școlile teologice ar trebui să pregătească oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Și toată biserica ar trebui să fie formată din oameni care au o imagine foarte bine conturată și pot să-L descrie pe Dumnezeu și să-i arate trăsăturile și felul de a fi informându-i pe ceilalți. Iată cum vorbea Apostolul Pavel în fața ucenicilor săi la Gata, aici a vorbit în final cu prezbitere, dar ceea ce spune el s-a adresat tuturor, Fapte 20. Citesc de la versetul 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă provdesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Deci studierea trebuie să continue. E trist că marturii lui Jehova sau adventiști sau mormoni sunt mai studioși decât noi. În felul lor sunt foarte organizați, au lecțiuni zilnice. Și atunci, dacă noi cunoaștem adevărul, nu trebuie să fim noi mai studioși decât ei care merg pe niște învățături omenești? Un sincretism de Biblie și alte cărți scrise de capii acelor mișcări? Și apoi versetul 27, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu, adică tot ce știa El. A vrut să le spună să știe și ei. Așa a zis și Domnul, eu vă numesc prietenii mei și tot ce știu vă spun. Ca și voi să știți și să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Să ajute Domnul biserica să fie formată din ucenici. Și dacă ar fi, Doamne ferește,
Să vină o vreme în care să ne repartizeze în țara asta sau în comunitatea europeană la lucru într-o parte sau alta, pe unde ajunge câte un credincios de aici, să fie în stare să formeze ucenici la rândul lui. Oricum, în lecțiile ce vor urma și în învățătura pe care o prezentăm și celorlalți, în procesul cunoașterii și informării, Biblia ocupă locul fundamental. Cunoașterea noastră se bazează pe Scriptură, de aceea și Pavel zice mai departe aici în versetul 32, și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului, harului său, care vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Cu alte cuvinte, vă las în grija Bibliei. Iată, îmi place cum scrie Petru în a doua sa epistolă despre cunoaștere. 2 Petru 3, de la versetul 15, unde el face referire la Pavel. Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Și Pavel, știți ce predica, da? Numai despre Domnul. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unii lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelejuiți și să vă pierdeți stăria. Cine sunt acei nelejuiți? Care învață erezii și respectivii n-au stabilitate ca să rămână în adevăr, nu li se pot împotrivi, n-au cunoaștere. De aceea scrie în ultimul verset, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului. Numai că uneori la Pentecostal se vrea numai har, nu și cunoștință. Astea sunt legate, dragii mei. Harul vine când îl vezi pe Dumnezeu în frumusețea lucrărilor Lui. Duhul Sfânt este Duhul învățării Scripturilor, care ne duce la pocăință și apoi pe fond de pocăință au loc lucrările Lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Cartea Apocalipsei, cu care se încheie canonul Scripturilor. Nu ne putem permite să spunem lucruri în afara Bibliei. Se încheie cu o precizare atât de categorică, cine adaugă să-i se adauge orgii, cine scoate să-i se scoată dreptul la pomul vieții. Dar ce e în Biblie, e pentru noi. Dacă Biblia n-am învățat-o, atunci e ca și cum vrem să promovăm în clasa a doua, să mergem în Împărăția lui Dumnezeu și n-am citit lecțiile, că nu le-am înțeles noi pe toate. Ne rugăm, ne străduim, studiem, întrebăm. Sunt foarte înțelepți oamenii care atunci când citiți Biblia fac notițe. Și întreabă. Eu, și acum când citesc, am niște foițe mici aici la urmă. De exemplu, mi-am notat din Ioan capitolul 2, un mic exemplu, unde scrie că Domnul a spus către mama lui, nu mi-a venit încă ceasul la nunta din Cana Galileea. Și vreau să întreb și pe alții și să caut în cărți ce înseamnă asta. Domnul, am așteptat câteva ore până să facă minunea că nu-i venise ceasul? Sau că a făcut minunea aceea în avans și nu era încă în plan să înceapă lanțul minunilor. Sau tot acolo în Ioan scrie în 3:13 un cuvânt greu de înțeles, dar frumos, despre Domnul Iisus. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât în cer. Adică fiul omului care este în cer, dar era atunci pe pământ. Cum se înțelege versetul acesta? Cum era Domnul Iisus? Și în cer și pe pământ? Lucrul la care merită să medităm, să gândim. Doamne, ajută-ne! Și încheiem citind ceva din Cartea Proverbele, capitolul 8. Asta socotind că lecția aceasta și-a atins menirea să vă provoace, să vă apropiați de Dumnezeu, să-L cunoaștem mai bine. Iată ce spune înțelepciunea aici. Citim de la versetul 32. Și acum, fiilor, ascultați-mă, că-și ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să o faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. Că-și cel ce mă găsește, găsește viața. Și după părerea celor mai mulți comentatori, înțelepciunea care vorbește aici este Domnul Iisus. Dar El trebuie găsit în forma Lui ca și cuvânt, ca înțelepciune scrisă.
după cum este descris el. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, împotriva cunoașterii, a înțelepciunii, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea. Cunoștință înseamnă viață. Refuz, moarte. Și ultimul verset, care poate rămâne ca un motou pentru toate celelalte lecții care vor urma, Ioan 17:3. Sunt spusele Domnului Iisus, rostite în rugăciunea din Ghețimani în fața Tatălui. Gândiți-vă la acest verset. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Adică toată veșnicia va fi cea mai mare plăcere pentru noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Iisus. E absolutul, dragii mei. Și ca să cunoști absolutul, trebuie o veșnicie. Noi îl cunoaștem puțin pe Domnul Iisus. De exemplu, există atâta bătaie de cap cu privire la originea lui, la natura care a avut-o el. Ce să mai spun de Dumnezeu Tatăl, despre Duhul Sfânt, lucruri foarte complicate. Dar, de fapt, viața veșnică prin asta va fi frumoasă, căci îl vom cunoaște. Vom fi ca El, vom fi cu El. Dacă n-ar fi cunoașterea de Dumnezeu, să-L înțelegem la o dimensiune mai înaltă decât acum pe Dumnezeu, veșnicia ar fi o plictiseală. Dar cunoașterea Dumnezeu va da o satisfacție ce nu poate fi comparată acum, într-un mod suficient, matematic vorbind, și ne va aduce împlinirea eternă. Doamne, dă-ne harul să te cunoaștem. Ajută-ne să te vedem mai bine, să rămânem gândindu-ne la tine. Așa cum suntem poate uneori cu o fotografie ai cuiva drag și ne uităm la ea, sau cum privim un peisaj frumos, Dumnezeu este mai bogat în conținut decât o imagine a unei persoane sau un loc din natură. Oricum, în lecțiile următoare vom intra în lucruri mai mărginite, mai limitate, adică în segmente distincte, pentru a încerca să-L cunoaște pe Dumnezeu, să-L putem citi mai bine. Fac aici o adăugare și apoi fratele Samuel va continua cu alte gânduri. Eu personal am fost provocat, pentru că și ca slujitor sau ca om în familie, nu este ușor să citim întotdeauna gândurile lui Dumnezeu și planul lui, să știi cum vrea Dumnezeu să faci. Biserica trebuie condusă de Domnul, dar noi suntem oameni slujitori. Cum ar vrea Domnul? Este o judecată de dat, este un plan de făcut în familie. Și dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu și nu-I poți citi gândurile și voia Lui, poți să faci lucruri contrare Lui și să crezi că îi slujești Lui și îi faci de servicii și te încurci și intri în conflict cu Dumnezeu și supărat pe tine. Este un scop suprem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin.